Doamna Lipă, chiar îmi pare rău pentru dumneavoastră, pentru cariera sportivă, dar în politică se pare că ați tras lozul greșit. După ce ați fost, înțeleg, refuzată de alte filiale, ați ajuns la Botoșani. Cum să vă spun, la Botoșani parcă e o practică, parcă aici este locul în care se adună toți cei care au niște probleme mai mici sau mai mari cu instituția astea ale statului. Chiar n-aș vrea să fie adevărat. N-aș vrea să fie adevărat ca un sportiv ca David Popovici să ia o primă mai mică decât o contabilă. Nu știu, s-au luat, s-au dat, s-au învârtit. E atât de urât scenariul care mi s-a prezentat sau l-am citit în presă, încât chiar nu vreau să fie adevărat. Sunt un om care am plătit prime sportive și nu înseamnă merit sportiv, dar pe de altă parte, când toate astea sunt încălcite de un manager sau de un șef, unde dumneavoastră pare că ați fost implicată, îmi pare rău. Botoșani nu au nevoie de nici de oameni cu asemenea, să spunem, imagine. Și mai o chestiune, ați mai și spus de altfel că veniți în weekend la Botoșani. Doamna Lipă, sunt președinte de Consiliul Județean, am nevoie de toți parlamentare, fie de la PNL, de la PSD sau alții, dacă or mai fi. Numai că n-am nevoie de parlamentar în weekend. Am nevoie de oameni care să muncească, care să gândească, care să trăiască cu sufletul pentru Botoșani. Știți, ați ales, repet, ați tras lozul greșit. Echipa PSD la Botoșani, oricum mai învârti-o, are probleme mai mari decât poate că al dumneavoastră acum.